ce este individualismul. De câte ori auzim noi termeni și nume multe de ideologii, de atâtea ori trebuie să ne gândim cum ne afectează acestea pe fiecare dintre noi, la nivel microeconomic, adică nivel individual, toate aceste idei răsărite de o parte și de alta baricadei politice. Ei bine, astăzi vom porni împreună spre a înțelege majoritatea nuanțelor ce se învârt și învârt societatea noastră, în așa manieră încât, după urmărirea mai multor episoade de pe acest canal, perspectiva voastră și a mea, bineînțeles, să poată cuprinde cât mai multe din trecutul, actualul și viitorul context politic. Ca să începem și tema acestui video, de fiecare dată când vine vorba despre individualism, primele lucruri care trebuie să ne apară în minte, să le luăm în calcul, adică sunt propria voință și proprietatea individului, pentru că în comunitatea în care principiile și dorințele personale sunt inviolabile, omul de rând are libertate la cugetare și acțiune. Valoarea sa intrinsecă a omului este însușită în starea externului. Mai pe scurt, în societatea individualistă, căci trebuie să avem în vedere că omul cu această gândire nu este nici izolat, nici egoist, deci trăiește într-o comunitate, acesta este atât de liber încât trebuie să creeze, să fie mereu în tensiune, deoarece nu se are ca bază decât pe sine. Oricum, vă dați seama, în orice grup există persoane mai generoase, este drept, dar datorită liberului arbitru oferit de către stat, omul de rând începe să-și dea seama că, băi, dacă nu muncesc și nu îmi îmbunătățesc starea în continuu, din păcate se întâmplă să deterioreze. Ca o concluzie, fiecare actor a unei societăți individualiste este obligat de context să-și continue în a promova și a depăși nivele în mod solo, acum cât se poate, dar va fi nevoit pentru că, na, modelul individualist funcționează într-o manieră asemănătoare cu natura, căci de mii de ani leul a avut dinți ca să-și procure hrana, și omul are minte ca să-și îmblânzească, îmbunătățească hrana sau să-și ușureze modelul de viață, praxis care precede evoluția. Acum, dacă dorim să gândim un pic mai mult, este drept că libertatea este o tensiune foarte grea de întreținut, dar care dă rezultate extraordinare pe termen lung. Ca să fac un rezumat la rezumat, individualistul trăiește pentru sine ca să poată să-i ajute pe ceilalți. E leu, e gospodar, e om sincer cu sine. Om care își dă seama că dacă nu are, nu poate oferi. E logic. Nu așteaptă nimic de la ceilalți și are spirit inovativ. Își ia viața mâini și își oferchezuiește singur. Să facem și o paranteză și la câteva ideologii cunoscute. Promovarea gândirii individualiste este întâlnită în filozofiile de dreapta, libertariene, capitaliste, liberale, cum vreți să-i spuneți. Însă mai e și o nuanță în stânga libertariană, deși în stânga e mai mult o memă, na, acum e ceva mai mult de discutat. Ca punct de reper, când un om zice sau scrie că este de dreapta și dacă nu gălbejit la față, dacă nu are o cămeșă verde și nu ridică mâna când aude 88, îl putem acrede și ne dăm seama că nu ne va obliga să purtăm mască și să ne faizărim. Bun. Până în momentul de față am făcut un rezumat al serii spirituale din cadrul unei comunități individualiste. Ce urmează este să analizăm printr-un exemplu și partea economică determinată. Să mă gândesc la ce e mai scurt și esențial, uitați să facem așa. Avem doar două personaje în principal, pe Gigel și pe Ionel. Nume la întâmplare. Îl avem pe Gigi, care se pricepe la agricultură și trăiește din asta, și îl mai avem și pe Ionel, îngrijitorul de animale, care la fel, se folosește doar de bunurile proprii. Dacă sunteți atenți, putem spune că este un exemplu capitalist, pentru că avem premiza unei specializări din partea fiecărui actor economic. Dar asta e, na, lectura lui Adam Smith, foarte bună. Deși care are, în cazul ăsta, ceva de oferit, așa că intervine și nevoia, pentru că mereu omul are nevoi. Gigi vrea să mănânce mai multă proteină și să facă niște pătrățele mai bine definite, iar Ionel parcă ar sezona friptura cu o salată de roșii și castraveți. Și ar mai face și niște bruschete și așa mai departe. Ce este important din această ecuație? Ei bine, observăm oferta și cererea. Ionel cu pofta sa se duce la Gigel și propune târg, să-i dea niște roșii, niște grâu, ceva lucernă și porumb pentru animale. Iar pentru toate astea, el să-i ofere la rândul lui câteva oi, câțiva porși pentru Crăciun,
un cal pentru plug și niște păsări numai bune pentru ciorbă. Spunem și noi așa. Fiecare apreciază mai mult oferta decât cererea celuilalt. Iar trocul are loc. Cumva dacă ne uităm al tren, cumva dacă ne uităm atent, fiecare a pornit și a acceptat schimbul doar pentru interesul propriu. Iar în final, binele obținut a fost la fel de bine pe ambele părți, contrar tuturor prejudecăților socialiste. Și dacă ne uităm și mai atent, Gigel poate nu știe să taie un porc, iar Ionel nu are moară ca să transforme porumbul în mălai și grâul în făină. Așa că intervine și al treilea actor. Gigel se duce la Vasilică, măcelarul, și mai dă și lui câțiva bani, sau face iarăși un troc, depinde de situație. Iar Vasilică mai primește și de la Ionel. Iar Morarul, la care era fidel primul personaj, acum va lucra și pentru al doilea. Deci culmea, total împotriva primelor noastre așteptări, schimbul individualist dintre Gigel și Ionel a contribuit și măcelarului și Morarului. Iar aceștia la rândul lor, având mai mulți bani, își permis să dea și unui constructor, să zicem, sau unui ceasornicar și tot mai departe. Deci vedem că schimbul economic individualist contribuie la bunăstarea unei întregi societăți. Și nu este un joc cu sumă nulă, ci un lanț care creează bunăstare economică și nu în ultimul rând și sufletească. Poate unii au înțeles direct ce am vrut să zic, dar nu cred că strică să mai dăm iară un exemplu mai scurt de această dată. Ei bine, am văzut eu la Pro TV o emisiune cu titlul ei Superstar România. Acum dacă îl greșesc îmi cer scuze. Ei bine, regulile acestui joc în primele etape sunt destul de asemătoare cu traiul vieții. Trebuie să cânti în echipă cu oameni pe care nu îi cunoști, în stiluri pe care nu le-ai mai întâlnit sau cântat, și în același timp să-ți expui și propria valoare, dând dovadă că poți și meriți, să mergi în etapa următoare. Deci, ca să o dăm mai verde, trebuie să fii individualist. Automat ești individualist. Că dacă te stai pur și simplu și vrei să cânte echipa pentru tine, te oprești și te întorci acasă. Presupun că am fost destul de clar și vă dați seama. Dacă ați înțeles, dați like, dacă v-a plăcut și mai vreți să mai postez mai des, lăsați o părere în comentarii și dacă vreți să avem o echipă mai mare, dați share. Eu am fost Sergiu, vă mulțumesc pentru atenție, nu uitați, gândiți, s-auzi numai de bine. La revedere!